E cam nașpa situația. Bun, păi haideți să vă zic, atunci ce am făcut, m-am tot uitat pe oferte să plec în Australia, să plec în afara Australiei. Am tot văzut, să zic așa, zonele mai importante și cât de cât mai apropiate de orașul meu, că de aici până în vestul Australiei sunt vreo 4500 de kilometri, deci nu te poți aventura. Și Australia are multe locuri frumoase, doar că sunt la distanță foarte mare unele de altele. Deci atunci nu-ți permiți cu mașina să faci 15.000 de kilometri să vezi 4 chestii beton. Și cu avionul nu prea e cum să te deplasezi, trebuie să-ți închiriezi mașină, garanție, cu toate chestiile și trestele și, mă rog, e mai complicat. Cert e că am văzut multe chestii din Australia și am zis să mai schimbăm aerul. Bine, adevărat, primul motiv și cel mai în măsură care m-a făcut să mă decid să plec din Australia, să fac concert din altă parte, au fost incendiile astea nenorocite și vântul și fumul ăsta adus de vânt, care ne-a nenorocit 2 săptămâni, n-am putut să respir. Deci a fost dezastru. Cred că nu vă puteți imagina sau nu v-ați închipui niciodată sau simulat atât de mult fum, încât pur și simplu n-ai unde să te duci să respiri aer curat. Intrai în mall, gândiți-vă, mergeți la Kaufland și e tot magazinul plin de fum. Frate, plin de fum, deci să nu te vezi la 15 metri unul cu altul. Mall-urile, oriunde, deci orice locație și oriunde te-ai fi deplasat, era aceeași situație. Și în casă la fel, bineînțeles. Deci nu mai puteai, simțeai că oricum te trezeai în fiecare dimineață cu gâtul ars așa, cu arsuri de alea pe gât. Nașpa. Miros de haine, deci ce să zic, dezastru. Nu vreau să mă plâng, dar chiar a fost nenorocire, nu m-am putut gândi că poate să fie atât de nasol. Și asta a fost un fum împrăștiat de vânt de la vreo 300 de kilometri de Canberra, undeva unde ardeau în total vreo 300 de mii de hectare. Și într-un final fumul ăla a ajuns și până prin Noua Zeelandă. Adică dacă a ajuns în Noua Zeelandă la 2000 de kilometri, gândiți-vă ce era la 300 de el. Mă rog, hai să trecem peste lucrurile nașpa și să trecem la lucrurile drăguțe. Și atunci m-am hotărât să plec din Australia perioada asta ca să pot respira aer curat, ținând cont că am și copilul relativ mic, 7 ani, am zis trebuie să disparem. Și atunci, unde era mai aproape de plecat decât în Pacific, în insulele din Pacific. Și dacă până acum am bifat, știu eu, Vanuatu, Noua Caledonie, ca și state, mai multe locații din fiecare țară am văzut până acum, am zis să mergem puțin mai departe, în Fiji. În Fiji am reușit să văd vreo 3 locații, capitala Suva, orașul Nadi, de fapt 4 locații, încă un oraș, mă rog, mai multe, că e și șoseaua de la Nadi la Suva, de vreo 280 de km, care mai sunt câteva sătuce, dar eu vă zic că astea mai importante. Și de asemenea și o insulă super șmecheră, departe de, la vreo 70 de km de insula mare, o insulă populată cu de vreo 200 de taliban, să le zic așa, de băștinași. Aveau și o mică școală acolo, deci super, super drăguț. Se numește Dravuni, insula respectivă. Dacă aveți chef, răbdare și internet. Asta e tare dacă aveți internet. Păi pana mea, rămâi fără țigări, dar internetul e plătit, nu știu cum să zic. Așa. Și am descoperit foarte multe lucruri mișto. M-am bucurat foarte tare, mi-e plac foarte mult oamenii din Pacific, ăștia de prin zonele astea remote, din insulele astea ceva mai îndepărtate de civilizație și chiar de Australia, unele dintre ele. Sunt niște oameni simpli, cu obiceiuri, cum să zic eu, foarte primitori în momentul în care le calci pragul, să zic așa. În momentul în care intri la ei în țară, încearcă să te ajute, nu sunt de aia să te păcălească, să te țepuiască. Dar ce să zic, acum depinde și de
ceea ce vrei să faci tu. Dacă te duci acolo să bei și să aia, cred că ți-ai ruinat vacanța. Dacă te duci să descoperi, de exemplu, eu nu sunt mare înotător, n-am fost niciodată și cu burta asta cred că nici nu o să fiu, decât vreun pește răpitor, poate vreun cașalot, vreo balenă. Dar cert e că m-am băgat snorkeling. M-am băgat la snorkeling să dea draci. Dacă nu, cred că am respirat alea două săptămâni mai mult de sub apă decât de deasupra ei. Ce pot să zic, a fost super marfă. N-am văzut atât de mare varietate de pești cum m-aș fi așteptat, sincer să fiu. Mai mult am văzut Marea Barieră de Coral în Cairns, în săgeata aia din nord-est Australiei. Dar am văzut pe Nemo Fish, am văzut un șerpișor mic așa și alte specii de pești mai puțin colorate, pe care unul nu prea le-am dat importanță. Așteptam să fie ceva mai colorat. Lucruri frumoase pe care le-am putut face în Fiji a fost să vizitez muzeul, de altfel cred că era și singurul din capitală. Am mai dat câteva ture pe acolo, pe la, mă rog, am văzut de afară casa președintelui, sau mă rog, președinția cu guvernul, mă rog, lucruri mai puțin interesante. Dar mi-a făcut o prietenă acolo, nu vă gândiți la prostii, că știu că ăsta e primul gând care vă zăpăcește. Și de vârstă cu mama, ca să lămuresc problema. Și ne-a plimbat tipa aia cu mașina și cu bărbatul și cu fisul în Fiji, pe acolo de ne-am plictisit. Și am ajuns într-un sat tradițional, că aici am vrut să ajung, din Fiji, unde bineînțeles că erau băștinași de-ai lor de acolo, fijieni, cu obiceiurile lor tradiționale. Și am participat vreo oră și ceva la câteva dansuri, la niște chestii, și am fost și invitat de unul dintre băștinași, să zic așa, să dansez. Și chiar a fost o onoare pentru mine, chiar m-am simțit bine. Da, am știut eu mare lucru, am încercat să copiez dansul lor, dar na, cât de cât am reușit. Dacă aveți răbdare să urmăriți și să vedeți cum e Fiji, pentru început am adus niște imagini de-astea de sus din dronă, în mai multe zone din Fiji, să vedeți culoarea apei. Deci culoarea apei în Pacific n-are adversar, fraților. Credeți-mă că am fost și m-am plimbat în multe locuri pe glob, nu știu, dacă cred că total vreo 20 de țări până acum, adică nu sunt comandant de aeronavă să mă plimb toată ziua, bună ziua, că trebuie să mai ai și bani, dar în comparație cu, nu știu, Grecia, Turcia, Spania, mă rog, în Emirate nici nu se mai puia în discuție că e golful ăla negru, dar apa din Pacific e senzațională. Deci are un albastru de la turcoaz de... Bă, te caci pe tine, vorba aia, te caci pe tine. E demențial. Deci de fiecare dată când mă duc acolo și mă scufund, mă ia așa un sentiment de... Mă descarc, frate, mă descarc. E, și după ce am făcut filmările astea cu drona, am încercat să editez și chiar am reușit. Să vă aduc și vouă în atenție dansurile tradiționale ale tipilor de acolo, care sunt super drăguți. Am văzut aia așa, să închei, ca să vreau să dau viteză și nu vreau să apară pe cameră, că nu asta promovez. Și în final am vizitat și câteva magazine de artizanat, adică lucruri tradiționale pe care de fac, măști din lemn, testoase din lemn, chestii din lemn, orice chestie, orice nebunie din lemn, care e super, super drăguță, frumoasă, și o grămadă de magazine de haine. Și ce credeți că și-a cumpărat Nick? Ia uitați-vă în ochii mei și spuneți voi ce și-a cumpărat Nick. Un costum tradițional fijian, mai exact, o fustă și cu o cămașă de aia de-a lor, așa, cu culorile lor, și o fustă de aia de fijian. Dacă o să reușesc să-l și port, o să vă pun pe Facebook. Și dacă tot a venit din discuție aspectul ăsta de cu Facebook, că tot am calul ăsta în față, nu uitați să apăsați like pe pagina mea de Facebook, Nick Moto Vlog, și de asemenea să mă urmăriți pe Instagram, nickmoto.vlog. Easy! Hai!
Rămâneți în continuare și urmăriți ce am făcut în Fiji și vreau să văd comentariile voastre. V-am pupat, dragilor. Aveți grijă de voi. V-am pupat. Suba! Bună! Bună! Thank you.
Acum o să dăm atât. Most welcome. Where is the toilet, mommy?